Încă un proiect important pentru vâlceni și pentru sistemul de termoficare din municipiul Râmnicu-Vâlcea a fost finalizat. Este vorba despre reabilitarea a 3,25 km de rețea primară și a 10,033 km de rețea secundară. Lucrări realizate în cadrul a 4 contracte care s-au derulat în mai multe zone din municipiu. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a sistemului de termoficare din Râmnic, care a parcurs două etape. În prima etapă au fost realizate investiții pentru reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice a sistemului, cum ar fi reabilitarea cazanului 7 și reabilitarea a 2,25 km de rețea primară. Iar în etapa a doua, prezentul proiect, care a cuprins reabilitarea rețelelor de transport și distribuția energiei termice, investiții în scopul reducerii pierderilor din rețea. Valoarea totală a investiției este de 97.162.964,40 lei, aproximativ 19,5 milioane euro, proiectul fiind finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020. Lucrările au fost realizate în cadrul a 4 contracte. Primul contract a constat în proiectarea și execuția de lucrări pentru reabilitarea a 3820 metri de rețea de termoficare secundară aferentă punctelor termice 2 și 3 Ostroveni, lucrări realizate de asocierea Consix București, CEAMIS Proiect. Al doilea contract a constat în proiectarea și execuția de lucrări pentru reabilitarea a 3143 metri de rețea de termoficare secundară aferentă PT7 Sud, PT14 Zăvoi și PT34 Traian. Lucrări realizate de asocierea SICOR București, Elsaco Botoșani. Al treilea contract a constat în proiectarea și execuția de lucrări pentru reabilitarea a 3070 metri rețea de termoficare secundară aferentă PT33, PT38, PT42 și PT43 Nord, lucrări realizate de asocierea RALUNIC Râmnicu-Vâlcea METINSTAL. Al patrulea contract a constat în proiectarea și execuția de lucrări pentru reabilitarea a 3250 metri rețea de termoficare primară, lucrări realizate de Energomontaj Grup Pitești. Nu ne vom opri aici cu investițiile în domeniu. Cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării, Consiliul Județean Vâlcea construiește la CET Govora propria centrală în cogenerare, investiție pentru care am semnat anul trecut un contract de finanțare în valoare de 140 milioane euro. Noua investiție vine ca o completare a programului de reabilitare a rețelei de distribuție a agentului termic din municipiul Râmnicu-Vâlcea și, odată realizată, ea le va furniza râmnicenilor apă caldă și căldură la prețuri corecte, adică fără a mai fi nevoit să plătească și pierderile din rețea.